Restricția de circulație va fi ridicată până la ora 2 în noaptea de Paști. Slujba de înviere va putea fi oficiată normal cu respectarea tuturor măsurilor sanitare în vigoare. Totodată, această decizie este valabilă timp de 14 zile, ceea ce ne duce cu gândul la o întorsătură de situație chiar în seara Paștelui Ortodox. Anul acesta, catolicii vor sărbători Paștele în 4 aprilie, iar ortodox în 2 mai. De asemenea, Paștele evreiesc va fi celebrat din seara zilei de 27 martie. Premierul Florin Câțu a avut pe data de 24 o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din România și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. În urma discuțiilor s-a stabilit ca în noaptea de înviere să fie permisă circulația persoanelor în afara locuinței până la ora 2. În data de 25 martie, anul curent, Consiliul Național pentru Situații de Urgență a dat pentru următoarele 14 zile un set de reguli, I a luat o hotărâre care prevede un set de reguli pentru următoarea perioadă în contextul acesta al creșterii numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Printre aceste prevederi, mă refer la punctele F și G, sunt prevăzute niște derogări de la prevederile de la punctele anterioare în ce privește circulația pe timp de noapte cu prilejul sărbătorilor pascale, atât cele din cultul catolic, cele din cultul ortodox, iar la punctul G pentru cultul mozaic, pentru că ei au un alt interval orar în care își. Prăznuiesc pe șahul sau paștelelor evreiesc. Totodată, această decizie este valabilă timp de 14 zile, ceea ce ne duce cu gândul la o nesiguranță pentru data de 2 mai. Aceste hotărâri sunt date pentru următoarele 14 zile. Noi avem un orizont de timp foarte lung, deocamdată până la Paștele Ortodox. Și vom vedea după data de 14 aprilie dacă aceste prevederi mai rămân în vigoare sau nu mai rămân. Ele sunt scrise în această hotărâre. Dar așa cum a spus domnul Raed Arafat, sunt date pe următoarele 14 zile și vom vedea în continuare, în funcție și de evoluția infectărilor cu SARS-CoV-2, cum, ce decizii se vor mai lua și după 14-15 aprilie în ce privește săbătoarea pascală în cultul mozaic și cea în cultul ortodox care va avea loc pe data de 1 și 2 mai. Discuția oficialilor sunt preliminare, e posibil ca scenariile de lucru să se schimbe pe parcursul următoarelor zile în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19.